legătură cu tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. De ce? Pentru că tot ceea ce se întâmplă în viața noastră de fapt are legătură cu sentimentele noastre și cu viața noastră. Vorbim aici despre sentimente care pe care noi de fapt le nutrim și unele sunt de iubire și altele de ură. Aș vrea regia ca să mi pună pe ecran imaginea, că eu văd decât o statuie. Sentimentele despre care eu vă vorbesc în această emisiune sunt regăsite în viața noastră. Viața noastră care de multe ori este asemănătoare acelor bărci care sunt pe valuri. Și când suntem sus, când suntem jos și ne întrebăm de unde apar emoțiile negative, de unde apare de fapt ura, care este opusul iubirii. Și de ce se întâmplă ca noi, cei care astăzi suntem beneficiarii urii din partea unor oameni care poate până mai ieri ne-au mâncat la masă, au fost împreună cu noi și poate eram și prieteni sau în cazul cuplurilor soț, soție, iubit, iubită, ajuns să te întrebi care este de fapt motivul ce a putut declanșa o asemenea revoltă sufletească care să conducă de altfel omul la cunoașterea acestui sentiment pe care nu vi l-aș dori să-l întâlniți niciodată. Acesta se numește ura. Ne întrebăm cu toții de unde apare ura. Ura este de fapt opusul iubirii și definit fiind de știință, ni se spune de altfel despre ea că ar fi lipsa prezenței lui Dumnezeu în om. Cu siguranță că este greu să acceptăm acest lucru câtă vreme ne numim creștini sau cel puțin avem pretenția că suntem creștini sau credincioși. Mai ales că eu cunosc foarte mulți oameni care merg și frecventează bisericile, mănăstirile, vorbesc de Dumnezeu, dar în interiorul sufletului lor sunt plini de ură și de invidie, pentru că invidia este copilul urii. Invidia, de fapt, este rezultatul a ceea ce omul n-a reușit să facă, de fapt, este rezultatul neputinței pe care fiecare om care astăzi se regăsește în ceea ce spun, fiecare om care invidiază, care judecă, care bârfește, este de fapt beneficiar al unor neputințe sau frustrări pe care le moștenește și le transmite mai departe prin acest sentiment al urii care nu face altceva decât să îmbolnăvească sufletul, mintea, iar odată ce ți-ai îmbolnăvit mintea, iubite creștine, te-ai depărtat de sensul real al vieții și te-ai situat într-un mediu sau într-o zonă a acestei vieți, să zic, poluată toxic sau virusată, pentru că sunt oameni toxici, trebuie să recunoaștem acest lucru. Și trebuie să mai recunoașteți că există relații toxice între oameni, cupluri care nu se înțeleg, cupluri care sunt singuri în doi sau care au ajuns la un moment dat să accepte conviețuirea lor doar din dorința de a nu se face de rușine față de oameni, de semenii, de prieteni, de rude, și este foarte grav. Ce se întâmplă cu oamenii care urăsc? În primul rând, aceștia vor fi primele victime ale unor boli, unor boli care sunt regăsite și percepute de organism și acestea de regulă încep cu boli psihice, cu dereglări
psihice sau boli psihosomatice și mai departe cu boli care de altfel astăzi sunt tratate de medicină și sunt declarate de multe ori incurabile. Ca să înțelegeți de fapt ceea ce vreau să vă spun în această emisiune, este de fapt mesajul pe care eu vi-l transmit de a încerca să căutați care sunt consecințele a ceea ce voi trăiți astăzi și cauza la tot ceea ce vi se întâmplă, pentru că foarte mulți dintre cei care mă urmăresc la televizor, cei care vin și își spun oful atunci când merg la un duhovnic, la biserică, uită să menționeze un aspect foarte important al vieții lor. Pe lângă păcatele trupului, pe care de multe ori avem tendința de a le face, sigur că de multe ori adevărul supără atunci când vii și spui unui om că a greșit, când vii să-i dai anumite soluții de îndreptare sau când vii să-i povestești de altfel că există o altfel de lume și o altfel de viață decât cea pe care unii au reușit să și-o construiască în întuneric, în ceartă, în disperare, în jigniri. Am întâlnit cupluri care în prezența preotului se jigneau încât cuvântul jenă era puțin spus și mi-am dat seama că între iubirea pe care de fapt o aveau în urmă cu un an, doi, trei, înainte de a ajunge în acest moment critic și momentul realității pe care ei de fapt îl trăiau, era de fapt, între aceste două momente era o barieră foarte mare. Se spune că între ură și iubire sau între iubire și ură este un pas foarte mic. De aceea, din invidie, din răutate, din dorința de a domina anumite lucruri, se nasc episoade de ură în cupluri, între oameni, în politică. Este suficient să deschizi televizorul și să realizezi că oamenii care sunt trimiși acolo, în Parlament, de către noi, cetățenii, ajung să se urască pentru anumite principii care n-au nicio legătură cu realitatea vieții pe care ei o trăiesc, cu dragostea pe care ar trebui să o arate față de cei care au nevoie de ajutor și de empatia pe care trebuie să o ai tu ca om, indiferent de funcția publică sau funcție sau de calitatea ta, înainte de toate ești om, pe care tu trebuie să o ai atunci când vezi un om la necaz și când îți este greu sau când îi este greu. V-am dat un exemplu într-una dintre emisiuni și nu vreau să-l repet, dar îmi amintesc de o scenă într-una din zile. Mergând la o benzinărie, am întâlnit acolo la ușă o femeie bătrână. Nu cerea nimic. Stătea acolo și îl privea pe fiecare client care intra în benzinărie și ieșea. Știți că în zilele trecute a fost destul de rece și am încercat să privesc ce se întâmplă în câteva minute, în 5 minute sau 10, cu acel suflet de om care stătea la ușă, nu era cu mâna întinsă, nu te agresa, nu-ți spunea nimic. Pur și simplu, în ochii acelui om trist, se citea de fapt suferința ei și ca, sigur, ca preot și ca om al bisericii, atunci când am ieșit, am întrebat-o dacă este foame sau dacă dorește ceva. Și cu jenă mi-a răspuns, nu doresc decât o sticlă cu apă. Am spus, Doamne, cât de puțin lucru își dorește această femeie.
cât de puțin lucru își dorește acest om. Și prin simplitatea, prin modestia, a considerat că nu merită să deranjeze pe nimeni. Și probabil s-a gândit că cineva o va întreba sau poate îi va întinde un bănuț din care să-și poată cumpăra ceea ce avea nevoie. Și la acel moment avea nevoie de apă. Din păcate, trăim vremuri în care sentimentul de empatie, sentimentul de milă, sentimentul de bunătate începe să dispară și este grav că la copiii noștri acest lucru nu-l mai regăsim. Lipsa prezenței lui Dumnezeu într-o familie îl transformă pe om într-un om egoist, într-un om rău, într-un om care are mania persecuției și credeți-mă că pandemia a înrăit lumea. Până în momentul pandemiei erau familii care aveau copii, aveau un rost în viață, un loc de muncă, aveau o mașină, o casă. Au fost nevoiți la un anumit moment să locuiască zilnic unul lângă altul. Iar din statisticile pe care le puteți regăsi și pe internet, se poate vedea de fapt ce s-a întâmplat. Peste 30% din cuplurile căsătorite au divorțat. Aceștia, așa cum v-am spus, aveau o casă, aveau o mașină, aveau poate bani și cu toate acestea au ajuns la convingerea și dorința, fie din partea Doamnei sau a Domnului, că nu mai pot conviețui împreună și trebuie să se despartă. Ce s-a produs de fapt acolo sau ce se produce într-o astfel de situație? Această ruptură care aduce multă durere în sufletul celui care rămâne singur și care a fost sincer este generată de ură care de fapt guvernează la ora actuală lumea. Tot ce vedeți astăzi, fenomenele care sunt în țările învecinate și pe care le puteți urmări la televizor, confirmă faptul că ura a pus stăpânire pe omenire și este mai presus de iubire, pentru că iubirea, din păcate, este înțeleasă de mulți tineri total diferit în plăcerile trupului și nici de cum în cele ale sufletului. Când vorbim de ură, ne întrebăm cum poate fi tratată sau cum pot să schimb, de fapt, pe omul sau cum îl pot schimba pe omul care a ajuns să urască, care a ajuns să fie invidios, suspicios, și aici m-aș adresa unui mare număr de credincioși, inclusiv la cei care poate mă urmăriți. Mulți dintre dumneavoastră aveți o boală foarte gravă numită superficialitatea sau, tradusă în termenii mai practici, neîncrederea. Aveți tendința de a judeca și de a comenta întotdeauna defectele, viața, acțiunile, cuvintele unei persoane, fie ea persoană simplă, om de rând sau medic sau profesor sau doctor sau cum vreți să-i spunem, sau preot. Și aici omul nu realizează că ajungând să bârfească, să judece și să comenteze anumite lucruri care n-au legătură cu realitatea, dar țin în mod special de hrana aceasta urii. Și aceasta se numește bârfa. Bârfa este cea care te conduce spre ură, spre invidie și apoi spre boală și, repet, spre o boală destul de gravă numită boală psihică. În momentul în care ai devenit protagonistul unui astfel de episod sau te-ai ancorat într-o astfel de lume, ți-ai pierdut harul,
Pentru că fiecare om are un har și un dar, așa precum noi preoții avem harul, toți preoții, dar diferența dintre preotul care poate vă este mai aproape de suflet este că acela are harisme. Este omul care vă vorbește poate mai cald, este mai blând, mai iubitor și se face de multe ori iubit de către dumneavoastră, dar are grijă diavolul ca în momentul în care ți-ai propus să te apropii de Dumnezeu, să mergi, să te spovedești, să te împărtășești și să continui prin rugăciuni la biserică, să-ți vâre o informație negativă și să te scoată din fluxul de energie pozitivă pe care tocmai l-ai primit și să te conducă în zona de superficialitate, de judecată, fără să-ți dai seama că judecând cu aceeași judecată și cu aceeași monedă vei fi tu, iubite suflete, judecat. Ca să fiu mai înțeles, în momentul în care ați ajuns să fiți în dușmănie sau dacă sunteți în vreo dușmănie cu cineva, dacă ați ajuns să urâți sau să nu poți ierta pe cineva care ți-a greșit, trebuie să te aștepți ca în viața ta sau peste viața ta să apară necazuri și probleme. De ce? Pentru că ele sunt atrase de gândirea ta negativă, pentru că de fapt noi suntem ceea ce vrem să fim. Dacă vrei să fii o fiară, un om care devii insuportabil, devii, nu știu, dintr-o dată irascibil, devii nervos, devii opusul omului bun. Dacă acest lucru se întâmplă, să știți că din acel moment trebuie să vă gândiți și să vă întrebați ce s-a întâmplat cu mine, pentru că îl pierdeți pe Dumnezeu. Este o mare diferență între teorie și între practică. Sunt mulți aceia care vorbesc de Dumnezeu. Și mă refer și la cei care poartă această haină a slujirii divine, a slujirii lui Dumnezeu. Dar din păcate sunt puțini aceia care au bunătate, pentru că în fața bunătății diavolul stă în genunchi. Ce trebuie să înțelegem din acest lucru? Că fiecare dintre noi, fiecare om, dacă ar fi să îl întrebi ce probleme ai, ce necaz te macină, ce supărare ți-a marcat sau îți marchează viața în fiecare zi, cred că fiecare dintre dumneavoastră ați avea ceva să-mi spuneți. Și dacă v-aș întreba care este necazul vieții, în mod special părinții mi-ar povesti despre copii, că sunt nefericiți, că sunt triști, că sunt singuri, că nu se căsătoresc. Alții mi-ar povesti de faptul că soțul sau soția nu-i mai respectă, că soții de multe ori își găsesc amante sau doamnele amanți și că armonia care de fapt definea viitorul cuplului s-a destrămat din ura cuvintelor care sunt scoase și care au otrăvit, iubiții mei, ADN-ul. Pentru că ceea ce nu știți, și poate unii evită să spună acest lucru, deși vin și mă comentează mulți, în ADN-ul nostru este Dumnezeu. Și ADN-ul nostru este hrănit cu puterea cuvintelor, cu ceea ce scoatem noi pe gură. Dacă scoți pe gură vorbe urâte, dacă ai scos pe gură cuvinte care conduc spre judecata unui om, nu va trece mult și vei fi tu la rândul tău subiectul unei judecăți. Dacă zilnic plângi și îți hrănești sufletul cu amărăciune, în loc să te eliberezi de ea, o vei face să crească și mai mare. Pentru că orice problemă
despre care vorbim zilnic și pe care noi o hrănim prin puterea cuvintelor, nu face altceva decât să ne distrugă interiorul. Și aici vom începe cu boli care vor fi generate de sentimentele noastre, și acestea sunt de inimă, boli psihice. După cum vedem în secolul în care trăim, bolile psihice sunt cele mai prezente. Ca să nu vorbim de cei care sunt anxioși sau depresivi, ajung să plângă pentru orice și ajung la dorința de izolare, nu mai vor să vadă pe nimeni și să audă de nimic. Și apoi disperarea. Sunt oameni disperați care vin și spun: părinte, am alergat la nu știu câte zeci de mănăstiri, am întâlnit poate sute de preoți și nu-mi găsesc liniștea. Nu înțeleg acești oameni și v-aș ruga să rețineți că nu preotul este cel care poate să-ți rezolve ție problema. Eu nu sunt decât un luntraș care te iau din malul întunericului și te duc la cel al luminii. Cei care pot rezolva, cel care poate rezolva, mă iertați, problema vieții noastre este Dumnezeu și Sfinții Săi. Am încercat, deși poate mulți ați avut de obiectat, ce are acest părinte de vorbește zilnic despre un sfânt, Sfântul Pangratie, pe care îl vedeți în imagine imediat. Sfântul Pangratie, iubiții mei, este pentru mine ca preot, ca specialist în medicină alternativă, în sacroterapie, este medicul sufletelor și este ajutătorul celor care sunt în nevoi și necazuri. Și mulțumesc Sfântului și Maicii Domnului că m-a învrednicit ca la Bisericuța Sfânta Maria din Voluntar Pipera, pe care eu am ctitorit-o, să ajungă acest mare sfânt necunoscut de mulți oameni. Și stăteam de multe ori seara în timp ce meditam și ziceam o rugăciune și mă întrebam: Doamne, Sfinte Pangrate, de ce ai ales acest loc sfânt? De ce ai ales să vii într-o biserică unde Maica Domnului este ocrotitoare, este ajutătoare și este de altfel prezentă în fiecare rugăciune pe care oamenii care vin și ajung la bisericuță o fac pentru a-i cere ajutorul? Și sigur că răspunsul vine de la sine. Prezența unui sfânt în viața noastră este de fapt nu întâmplătoare. Prezența unui sfânt în viața noastră este de fapt aducătoare de bucurie, aducătoare de izbăvire și de necaz. Am primit chiar astăzi mai multe telefoane de la oamenii care l-au cerut să ajungă în casa lor, de la oamenii care au cerut cărțile mele și mi-au spus: părinte, trăiam într-un haos, trăiam într-o continuă supărare, mă certam zilnic cu soțul și cu copiii mei, parcă ajunsesem la momentul la care nu ne mai suportam unii cu alții. Vreau să vă mulțumesc și în mod special Sfântului, să-i mulțumesc pentru că a făcut minuni în viața noastră. Și aș vrea să vă arăt o poză, dacă mă vor ajuta cei din regie, pe data de 21, pe data de 21 am făcut slujba de dezlegare promisă. Și aș vrea să vedeți aici, în telefon, dacă se poate, mă vedeți pe mine slujind, nu știu dacă se poate vedea, și deasupra aici, în zona aceasta, lângă icoana Sfântului Pangratie, apare o lumină.
chiar la vulturul, dacă vedeți vulturul, să dau paharul, unde este vulturul de la rama care ține icoana Sfântului. O vedeți, da? Este o lumină în formă de porumbel. Și aici mă vedeți pe mine în timp ce citeam dezlegările, iar aici, repet, această lumină chiar așezată pe porumbel m-a făcut să spun: mare este Dumnezeu, și să-i mulțumesc în mod special Sfântului Pangratie, care era așezat cu Sfintele Moaște acolo, și mai ales că în timp ce cântam cu toții Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, un copil mut care până la 6 ani nu vorbea, a început să vorbească, a început de altfel să cânte împreună cu noi Sfinte Dumnezeule, și în timp ce cânta Sfinte Dumnezeule, toată lumea prezentă atunci, câteva sute de oameni, copilul a început să cânte, iar tatăl care îl însoțea a început să plângă și nu înțelegeam ce s-a întâmplat, pentru că într-o astfel de situație și într-un astfel de eveniment te întrebi cum, Doamne, sau ce am făcut eu, Doamne, ca să merit asta. Am stat de vorbă cu acel om și mi-a spus: părinte, am avut multe necazuri în viață. Am ajuns de multe ori la Sfânta Biserică și mă întrebam dacă sunt vrednic să stau sub Sfântul acoperământ al Sfintei Biserici. Și l-am întrebat de ce. Și a spus: pentru că o mare parte a vieții mele am urât. Am urât-o pe sora mea, mi-am urât frații din cauza probabil răutăților, a faptului că nu mi-au dat părticica de avere pe care mi-o doream. Și acest sentiment de ură m-a condus multă vreme. Și atunci i-am spus cu lacrimi: vezi, această ură a făcut ca fiul tău să nu poată să vorbească și să sufere, pentru că poate nu înțelege ce vreau să spun. Nu cred că există mai mare suferință pentru un părinte decât să-și vadă copilul neputincios, decât să-l vadă suferind. Și din păcate această suferință nu se tratează peste o zi, două, o lună, ci rămâne în cazurile în care nu se întâmplă astfel de miracole, poate rămâne până când pleci din această lume. Și mulți dintre părinții dumneavoastră, celor care ne ascultați, sau cei care sunteți în vârstă, plecați dincolo sau au plecat dincolo cu această supărare că ai lor copii nu sunt sau n-au fost bine și nu i-au știut fericiți, nu i-au știut la casa lor, nu i-au știut așezați în rânduială așa cum fiecare părinte își dorește ca odrazla lui să fie fericită, copilul lui să fie bine și să fie ajutați. De aceea l-am rugat pe Sfântul Pangratie să ne ajute în continuare și vom dori să facem oracla Sfântului, cei care ne puteți ajuta, să-i facem oraclă din argint frumoasă. Vă cer ajutorul să donați în contul bisericii din care vom plăti racla, și prin ajutorul pe care îl veți da să fiți pomeniți ani de zile, sute de ani, cât va rândui Dumnezeu, ca acel loc să fie vizitat de dumneavoastră, de copii, de strănepoți, pentru că orice dar pe care îl faci
pentru Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu rămâne dator. Cum putem scăpa de ură? Simplu, rugându-ne. Trebuie înlocuită ura cu iubirea. În momentul în care ai reușit să ierți, în momentul în care ai obținut iertare de păcate, îți dai seama că de fapt până la acel moment nu ți-ai trăit propria viață. Și să știți că mulți dintre dumneavoastră, cei care mă ascultați, nu vă trăiți viața dumneavoastră, trăiți viața altora. De ce? Pentru că viața pe care o trăiți este ancorată în suferință, în nemulțumiri, în tristețe. Și dacă nu faceți ceva să ieșiți din această stare de supărare, de anxietate, de tristețe, de amărăciune, cum vreți să o numim, nu peste mult timp vă îmbolnăviți. Sau auzim de multe ori că oamenii mor în somn, pentru că prima care este afectată din corpul nostru este inima. Inima este de fapt acel organ care centralizează tot ceea ce noi trăim, tot ceea ce noi simțim și tot ceea ce de altfel hrănim prin cuvintele, prin plânsul, prin lacrimile noastre. Vă rog și vă rog și vă rog să țineți cont de ceea ce vă spun astăzi. Iar cei care ați pornit televizorul mai târziu, să înțelegeți că mesajul pe care eu vi-l transmit prin micul ecran nu este unul întâmplător. Renunțați la supărare, pentru că un minut de supărare lasă organismul fără apărare 6 ore. Am mai spus-o. Luați-l ca ocrotitor pe Sfântul Pangratie, pe Sfântul despre care v-am vorbit, cred că în fiecare emisiune, și vă voi vorbi de fiecare dată. Luați-vă ocrotitori sfinții care vă poartă numele. Luați-vă ocrotitori pe Maica Domnului. Luați-vă, iubiții mei, ocrotitori în viața voastră pe cei care vă iubesc și care sunt sinceri. Pentru că sunt oameni care au foarte multe măști. Se prezintă în fața ta zâmbind, râzând și când pleacă încep să comenteze, să te judece. Aceia sunt primii care se înscriu la ușa iadului. Pentru că iadul, așa cum vă spuneam, și raiul de pe pământ încep, iadul începe cu suferința pe care începi să o ai și te întrebi de unde. De la momentul în care ai judecat sau ai greșit. De la momentul în care ai promis. Și cunosc persoane care mi-au promis că vin la Sfânta Biserică și care ulterior au început să se scuze că a intervenit ceva și n-au mai putut ajunge. Câtă vreme, să țineți minte ce vă spun, va fi mai importantă materia decât spiritul, să nu vă așteptați să vă fie bine în viața voastră. Câtă vreme nu contează pentru voi că plătiți 10 de milioane la nunți, fala, să vadă lumea cât punem în plic, să audă că de fapt noi am pus atât de mulți bani și să ne laude, nu e o problemă. Sau să plătești o amendă. Dar dacă trebuie să cumperi o icoană sau dacă trebuie să faci o donație sau să dai o jertfă, uite, la Catedrala Mântuirii sau la un spital sau la copii, e mult ce să dăm noi, e mult. Și repet, am întâlnit oameni foarte bogați care au venit și au dat acatiste să-i scape Dumnezeu de cancer și au lăsat 20 de lei. Nu e vorba de sumă, este vorba de prețuirea pe care ți-o dai ție sufletului tău. Și v-aș întreba, oare când v-ați făcut ultima bucurie sufletului vostru? Când v-ați acordat vouă sufletelor momentul acela de iubire, de fericire, în care
să-ți vină să zburdi, să te duci, să alergi, să ai momentul acela de copilărie, pentru că nu uitați, copilul din noi încă mai există și n-a murit. Sunt oameni la 80 de ani care se joacă cu pernele și care se simt tineri, că de fapt vârsta nu este decât o cifră. Știți ce ne îmbătrânește? Știți ce ne transformă răutatea și gândurile? Cu ajutorul bunului Dumnezeu, mâine voi fi prezent de la orele 8 până la 11:30 la bisericuță, la Biserica Sfânta Maria din Alea Frezilor, Voluntar Pipera. Vă aștept pe cei care simțiți nevoia să vă descărcați sufletele, mai ales că la 1 decembrie, când vine de fapt sărbătoarea cea mare a românilor, dar și de Sfântul Andrei, și mă refer la sărbătoarea care prețuim nația română și pe de altă parte la sărbătoarea care are legătură cu Andrei, mai ales că avem mulți Andrei și Andreea în țara noastră. Se spune că în această zi vrăjitoarele își aranjează moșmoandele și își încep de fapt lucrarea pentru cei care au apelat la ele pentru a strica familii, pentru a distruge familiile lor, pentru a-i stăpâni demonul. Și este bine ca să vă protejați și să vă rugați ca în acea noapte să vă păzească îngerul și Dumnezeu cel Sfânt să nu vă lase să fiți beneficiarii unor blesteme sau vrăji făcute de oamenii care practică magia neagră și care hrănesc ura, hrănesc neputința și invidia pe care mulți o au asupra dumneavoastră. Mă refer în mod special la patronii de magazine care vin și îmi spun: părinte, mi-a mers foarte bine și dintr-o dată parcă a intrat ciuma în magazin, nu mai intră nimeni, am pierderi și nu mai pot să realizez ceea ce de fapt mi-am propus, să pot să îmi hrănesc familia sau să îmi plătesc datoriile la bancă. Iubiții mei, pierdeți ceva dacă ascultați un îndemn a unui om care a cunoscut și suferința, care a cunoscut și ura și acum cunoaște și iubirea. Nu pierdeți nimic. Luați-l ca protector al vieții. Pe Sfântul vostru care vă poartă numele, pe Maica Domnului, pe toți sfinții, pentru că toți sunt mărgăritare ale cerului, dar în mod special cereți-l în casa voastră pe Sfântul Mare Mucenic Pangratie. Aici, după cum vedeți, mă întreba cineva ce este acest pachet. Acest pachet conține o carte de dezlegări, de farmece, de blesteme, un manual de rezolvare a problemelor sufletești, în care regăsiți în el tot ceea ce aveți nevoie, rugăciunile care sunt necesare pentru a fi rostite la vreme de nevoie, cei care vor loc de muncă, cei care vor să se căsătorească, cei care au sporul casei legat. Și aici există un delem sfințit, un mir, ca să fiu mai înțeles. În această sticluță, care conține multă informație pozitivă, multă energie, multă rugăciune, este sfințit și s-a dovedit în multe case. În momentul în care oamenii aveau neînțelegeri sau erau tulburați, o simplă ungere pe mână sau pe frunte le-a adus din nou liniștea minții. Sau de regulă la casele unde se aud troznituri, unde se aud bocănituri. Mulți veni și spuneți: părinte, aud noaptea troznituri în casă. Le recomand din sticluța aceasta cu un băț de acela cu vată să ungă în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh ușa de la intrare, geamurile de la casă, să tămâieze casa și să bea pe stomacul gol aghiazmă timp de 10 zile.
Mă veți întreba de ce 10 și nu 7, că așa recomandă unii duhovnici, sau 9. Fiecare duhovnic are rețeta lui. Eu aș vrea să vă spun vouă, celor care aveți în casă bețivi, cei care vă certați, din ziua în care îl veți lua pe Sfântul Pangratie și îl puneți la ușă să vă atingeți în fiecare zi de Sfânta Icoană și să vorbiți printr-o rugăciune simplă, ca și cum i-ați spune în cazul vostru mamei că, sau tatălui, că de regulă copiii când sunt loviți sau când sunt răniți sau suferă, merg la mama sau la tata și își povestesc necazul. Mulți dintre dumneavoastră poate nu-i mai aveți în viață și mergeți la morminte și plângeți și vă spuneți suferința. Dar ca părinte spiritual, spunându-vă suferința Sfântului Pangratie, veți vedea răspunsul de îndată. Și de aceea vă voi mulțumi celor care veți considera că puteți, din puținul care îl aveți, să faceți o jertfă de a mă ajuta să-i construim o raclă frumoasă, ca până în ziua de 25 de Buna Vestire să fie gata, iar pe 26 martie să ne reîntâlnim la dezlegările cele mari, așa cum ați venit mulți de departe pe data de 21, și vă mulțumesc. V-am arătat acea poză. Deci iată cum această poză este mărturie a lucrării Duhului Sfânt, a prezenței Lui acolo, și mai ales ce m-a surprins foarte mult, că lumina despre care v-am vorbit și v-am arătat-o de pe telefon era exact la porumbelul care ținea racla Sfântului, era deasupra icoanei lui, și acest fascicol de lumină sub formă de porumbel a confirmat încă o dată realitatea faptului că Dumnezeu este prezent acolo unde mai mulți se roagă numele Lui, pentru că acea rugăciune de dezlegare a fost una specială. Ne-am rugat cu toții, de la cel mai mic copil până la cel mai mare, și vorbim de câteva sute de oameni. Ne-am rugat pentru binele țării, pentru a scăpa de boli, pentru cei care din binecuvântate pricini n-au reușit să ajungă. Și ne-am rugat ca bunul Dumnezeu să le împlinească celor care au necazuri și supărări dorințele lor. Mi-au scris foarte mulți oameni și păcat că nu ne permite timpul să vă arăt mesaje de la oamenii care au fost acolo, că ajungând acasă cu icoana Sfântului, pe care, repet, o puteți avea și dumneavoastră, și cu acest dar al bucuriei, au primit semn, pentru că îi respect și iubesc pe toți sfinții pe care Dumnezeu i-a rânduit să-i cunoaștem, pe toți sfinții pe care vă poartă numele, începând de la Sfântul Gheorghe, Dimitrie, Vasile, Sfântul Ciprian și mulți alți sfinți. Pe toți îi respect și iubesc, Sfânta Parascheva, ocrotitoarea voluntarului, dar îl prețuiesc și mulțumesc în fiecare zi Sfântului Pangratie că a ales să poposească în bisericuța Sfânta Maria din Lemn, voluntari, Pipera, unde cu voia bunului Dumnezeu și cu binecuvântarea cerului vom reuși să aducem această podoabă și acest edificiu ca dar oamenilor, slujitorilor care vor fi rânduiți de mai marii mei ierarhi, și o voi dărui ca dar spre pomenire bisericii noastre ortodoxe, pentru mulțumire, pentru recunoștință a faptului că Dumnezeu de-a lungul vremii m-a ajutat și mi-a dat șansa ca astăzi să vă vorbesc, deși am cunoscut, repet, ura lumii, am cunoscut invidia, răutățile, și astăzi
Sunt omul care vă vorbește din suflet pentru suflete. Deci, ce trebuie să înțelegem, că ura este cel mai periculos dușman pe care îl putem hrăni zilnic, pentru că ura se transformă în boala care de fapt îmi va distruge mie trupul acesta. Vă rog să priviți oamenii care urăsc, că ochii lor sunt diferiți de cei a cărui iubesc. În ochii unui om în care există iubire, veți întâlni licărire, veți regăsi lumină, veți regăsi de fapt bucurie și zâmbet. În ochii unui om care te judecă, care este perfid, care este viclean și care urăște din suflet, de fapt nu urăște, că nu poți să urăști din suflet, urăște pur și simplu din toată ființa sa, veți întâlni răutatea, veți întâlni veninul care iese pe gură și judecata pe care o face, indiferent de cine ar fi vorba, poate chiar și de mine. Aș vrea să vadă acei oameni imaginea cu porumbelul de lumină, fascicul de lumină care s-a pogorât în momentul în care noi ne rugam, și să înțeleagă că acolo oamenii care erau prezenți au venit din iubire față de Dumnezeu, din iubire față de Sfântul Pangratie pe care îl aveți aici și pe care îmi doresc să ajungă la voi ca binecuvântare, ca dar, mai ales că vin Sfintele Sărbători. Și dacă veți citi mesajul de pe icoană, veți vedea că scrie acolo: cine mă va avea în casa lui, bucuria, iubirea și bunăstarea vor lua locul întristării. Aș vrea să vă întreb, oare câți dintre voi nu trăiți astăzi clipe de amărăciune și tristețe? Oare câți dintre voi nu trăiți astăzi momente grele? De aceea, cu mare drag, pentru câteva ore mâine, voi fi prezent de la 8 la orele 11:30 la Bisericuța Sfânta Maria, unde vă aștept cu drag, de fapt duminică, pentru că eu sâmbătă mă întâlnesc cu oamenii, tocmai pentru a-i lăsa pe credincioși să meargă în parohiile lor, la preoți, să nu cumva să fiu acuzat că le-am luat enoriașii. Dar mâine, cu precădere, voi fi acolo pentru cei care au probleme sufletești, care se simt bântuiți, se simt beneficiare unor blesteme sau vrăji, și îi rog pe aceștia să nu lase data de întâi să ajungă la ei, pentru că în acel moment sau în acea zi este zi dedicată schimbării pentru cei care au anumite încercări. Cei care sunteți departe, mergeți la biserică, spovediți-vă, împărtășiți-vă, sunteți în post și cereți lui Dumnezeu iertare și veți vedea că sufletul vostru și voi vă veți simți mult mai bine, vă veți simți eliberați, veți fi mult mai zâmbitori și sufletul liber se va bucura de darul pe care îl ați dat. O să spunem o rugăciune împreună acum. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tatăl nostru care ești în ceruri. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați și la mulți ani vouă, românilor. Doamne ajută!